Bună, bună! Astăzi am foarte multe noutăți să vă povestesc. Am ajuns în săptămâna 28, ceea ce înseamnă că am intrat în trimestrul 3. Mă rog, unii spun trimestrul 3 începe din săptămâna 27 sau 28, acum, oricare ar fi, am intrat oricum și este un alt mare pas către acest bebe al nostru. Așa că suntem foarte fericiți că am ajuns până aici. După cum vedeți, burtica a crescut foarte mare. Hai să vă arăt cum apare burtica. Eu mă simt foarte bine. Încă nu am început să obosesc. Deocamdată m-am îngrășat 7 kg, cam până acum 2-3 săptămâni, într-una mi-arăta 5 kg în plus, 5 kg în plus, însă ieri parcă m-am cântărit din nou și pentru prima dată am văzut 7, zic, wow, 7, așa repede a crescut, dar mă rog, este normal ca în trimestrul 3 să crească exponențial, deci mă aștept de acum să se vadă câte un kilogram în plus pe aici, pe acolo. Pe bebe îl simt foarte, foarte des și este din ce în ce mai puternic. Uneori când mă lovește, chiar mă sperie un căsar așa, dar e ok, sunt fericită de fiecare dată când îl simt. Am început să am și contracții false, aceste Braxton Hicks contractions, care, mă rog, este normal să le am deja, este doar corpul care exersează pentru atunci când va trebui să am contracții normale. S-ar putea să fi avut și înainte, dar nu mi-am dat eu seama că sunt contracții, dar acum parcă din ce în ce mai bine reușesc să diferențiez care este o contracție, care este bebe mișcându-se și cred că sunt contracții. Am avut și controlul de 26 de săptămâni. La acest consult mi-au făcut și testul de diabet gestațional. Mi-au dat ceva lichid foarte, foarte dulce să-l beau. Apoi peste o oră a trebuit să mă întorc și mi-au luat sânge. Dar, mă rog, doctorul mi-a spus dacă e rezultat pozitiv, în sensul că am diabet gestațional, a spus că mă va suna și vorbim despre pașii următori. În schimb, nu m-a mai sunat, au trecut deja 2 săptămâni de atunci, nu m-a mai sunat, așa că a spus no news, good news, dacă nu mă sună, totul este în regulă. Între timp ce așteptam această oră, până ca să-mi ia sânge, am avut și controlul cu ginecologul meu. Mi-a făcut eco, pe eco bebe o ducea foarte bine, mi-a spus totul este normal, placenta este ok, bebe crește după dimensiuni, se părea că este puțin peste medie la vârsta asta, însă a spus că nu este ceva extraordinar, este în limitele normale. Deja avea aproape un kilogram atunci când ne-am uitat, deci este deja măricel. A spus ginecologul că de acum încolo, de fapt, va crește cel mai mult și chiar și pe burtica mea se va vedea foarte, foarte vizibil de acum încolo, de la o săptămână la alta, cum crește și cum se dezvoltă bebe. Are destul lichid amniotic să se învârtă, să se întoarcă cum vrea el, așa că, mă rog, problema mea cu uterul bicorn, de fapt nu este o problemă, pentru că are destul loc acolo. Și, mă rog, deocamdată, mai să vedem mai încolo cum mai decurg lucrurile când bebe crește mai mare. De fapt, eu oricum vroiam să-l întreb la această consultație ce părere are el despre, mă rog, cum poziția lui bebe când vom naște sau dacă deja se vede ceva, dacă are el vreo presimțire de cum o să fie poziționat bebe la naștere. Dar nu am mai apucat să-l întreb pentru că mi-a răspuns el la întrebare fără să-l întreb și a spus că este prea devreme deocamdată, nu se vede, deoarece bebe încă are foarte mult loc să se miște, să crească, să se învârtă. A spus că nu are de unde să știe cum o să fie la final, deocamdată este ok, nu sunt semne să vină mai devreme sau să fie vreo problemă, așa că trebuie să așteptăm și să vedem
cum va fi în câteva luni. Mi-a făcut și un test de urină, să vadă dacă am vreo infecție urinară sau ceva. A spus că nu este nimic, deci este în regulă și cu treaba asta. Și cam atât, a fost la consultație. Pe lângă asta, ce mai e nou? Am început să facem cursuri prenatale. De fapt, chiar săptămâna asta am avut primul curs. Este o sesiune de 6 cursuri. Mai sunt încă 4 cupluri în afară de noi. Așa că e foarte plăcut pentru că este un grup restrâns și putem să vorbim foarte deschis. Suntem cam toți cam pe la același termen, așa că avem subiecte comune. Îl facem online, din păcate, deocamdată nu au început să facă aceste cursuri live, dar și așa, oricum este plăcut să povestim. Pe lângă asta am început tot săptămâna asta, deci este o săptămână cu foarte multe chestii noi. Am început cursuri de aqua gym pentru femei însărcinate și vreau să vă spun, prima sesiune a fost... am obosit foarte rău pentru că n-am mai făcut sport de foarte mult timp înainte să începem procedura FIV. Deja pe atunci m-am oprit din sport, făceam doar așa întinderi și yoga foarte, foarte lejer. Deci mai bine de 7 luni nu am mai făcut nimic și am obosit destul de bine. Chiar ne-a pus la treabă, să zic. N-am făcut totul ca la carte, am făcut așa până unde am simțit eu că este ok pentru mine, pentru corpul meu, până acolo am făcut. În rest am spus, las să facă alții, să arate alții cât sunt de perfecționiști. Pentru mine a fost ok și cu mai puțin. Însă a doua oară deja chiar am putut să țin pasul mult mai bine și mi-am simțit foarte bine după. Pot să mă duc de 2 ori pe săptămână, o dată joi, o dată sâmbătă. Și când pot, chiar am zis că o să mă duc pentru că face bine puțină mișcare, mai ales în apă, dacă voi mai prinde în greutate, în apă va fi oricum mai simplu și mai plăcut să fac exerciții. Am zis că voi continua să mă duc la aceste cursuri. Din punct de vedere al pregătelilor pentru bebe, încă nu suntem nicăieri și nici nu ne-am propus să începem încă. Avem deja, bineînțeles, lista cu ce va trebui să cumpărăm pentru mine, pentru bebe, ce trebuie să ducem la spital, ce vom avea nevoie acasă și așa mai departe. Însă nu am prea început să cumpărăm nimic. În schimb, am început să primim foarte multe chestii de la familie, de la prieteni. Pe calea asta vă mulțumim din nou foarte, foarte mult. Ne bucurăm pentru toate cadourile. Dar noi deocamdată vom mai aștepta să mai achiziționăm alte lucruri. Pe o parte că cel mai probabil vom mai primi lucruri. Pe de altă parte este și un expo, un bebe expo la finalul lui octombrie, parcă prin 23, ceva de genul. Și am zis că vom merge și acolo să vedem, poate mai prindem niște promoții sau, nu știu, o să vedem, n-am mai fost niciodată, așa că nu știu la ce să mă aștept, dar am zis că, ar fi interesant să vedem și acolo să putem să încercăm, de fapt, și toate, brandurile și articolele pentru bebe și am zis că după aia, la finalul lui octombrie, începutul lui noiembrie, atunci, de fapt, o să începem într-adevăr cu pregătelile pe acasă. Din punct de vedere al simptomelor, nu prea este nimic nou. Sincer, m-am cam și obișnuit cu tot ce aveam până acum. Să zic, cel mai accentuat simptom sunt arsurile la stomac, nu știu, în gât, simt așa uneori, simt până aici, până sus, simt arsurile. Și i-am spus și la ginecologul meu ultima dată când am fost la el, a spus, mi-a recomandat să iau Gaviscon de 3 sau maximum 4 ori pe zi. Eu n-am vrut să iau chiar atât de des și în general iau atunci când simt că am arsuri. În rest, încerc să nu mănânc foarte târziu seara, să stau înșezut după masă. Mi-a spus că asta ar trebui să ajute să nu mai am arsuri
și funcționează de cele mai multe ori. Uneori na, ajungem mai târziu acasă, mâncăm mai târziu, mă pun direct pe canapea sau adorm pe canapea sau ne punem la somn. Și atunci în câteva ore mă și trezesc noaptea din cauza arsurilor. Dar na, în momentele astea atunci iau un gaviscon și îmi trece. Astea au fost noutățile pentru astăzi. Dacă aveți ceva întrebări, lăsați-mi în comentarii. Dacă nu, ne vedem și ne auzim data viitoare.